Pentru mine scoica de anul trecut a fost aer curat. De ce am ales scoica asta? De ce am ales aer curat? Pentru că la aer curat este viitorul Bisericii Via, cel mai apropiat. Sunteți mulți părinți aici în sală și sunt convins că vă rugați pentru copiii voștri să-L urmeze pe Domnul. Ei bine, sens, reset, aer curat sunt poate cele mai bune șanse pe care le avem ca biserică pentru ca copiii noștri să-L urmeze pe Domnul. De-aia am ales aer curat ca și scoică. Apoi, viitorul copiilor noștri și ai voștri. Noi avem propria lucrare de tineret acasă cu 4 copii. De-aia când plec de la o lucrare cu tineret la alta, lunea seara, mă uit ca la cea mai importantă miză pe care o am. Și într-al treilea rând, viitorul veșniciei copiilor noștri. Fiecare dintre noi care ne luăm în serios umblarea cu Dumnezeu, avem momente în care tremurăm pentru viitorul veșniciei copiilor noștri. Sunt câteva lucruri. Noi am pornit la drum, eu am preluat lucrarea aer curat la începutul pandemiei și am început prima întâlnire cu anularea ei. A fost groaznic, ne-am pregătit până duminică seara, ca duminică la ora 4 după masă să sunăm și să zicem anulăm. Era primul val de COVID în Biserica Via. Și apoi toată toamna am stat și ne-am întâlnit pe Zoom și am făcut o felul de pseudo-întâlniri ca să treacă cumva vremea. Însă versetul care pe mine m-a influențat și care mi-a dat avânt a fost din Proverbe 23:26, care spune: Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și Mihai, să știi că există un spirit baptist și un bun spirit baptist și ăla bun e cu aliterație. 3 puncte, dar cu aliterație. Ce înseamnă aia? Fiecare punct începe cu aceeași literă. Așa că o să vi le spun în felul acesta. Am încercat să schimbăm paradigma lucrării de la aer curat, să nu ne mai uităm la ce fac alte biserici, ce întâlnire au în oraș, câți oameni sunt la alte biserici și să transformăm lucrarea de la umblător la biserică la ucenicia lui Hristos. În Cluj se practică foarte mult turismul eclesial. Și sunteți și aici unii dintre voi și suntem și la aer curat unii dintre noi, care merg acolo unde e mai mare reclamă. Însă atunci când ești ucenic al lui Hristos, nu mai contează cine predică, fiindcă tu știi că Dumnezeu îți va vorbi. Și asta am încercat să obținem la aer curat. Cum? În primul rând, urmărind închinarea. Am avut prima serie de predici, a fost pe închinarea ca la carte. De ce? Pentru că am vrut să trecem de la muzică la închinare. Trăim într-o societate în care muzica înseamnă tot și consumăm muzică. Și aia strânge oameni. Dar n-am vrut să fie ăla motivul pentru care ne strângem la aer curat. Ci motivul am vrut să fie închinarea autentică. Apoi am vrut să ne mutăm de la închinare la rugăciune. E foarte trist să ai impresia că te-ai închinat fiindcă ai cântat, dar tu n-ai rostit o rugăciune în sesiunea aceea de cântare. Și cred că am reușit lucrul ăsta la aer curat. Și apoi am încercat să mutăm accentul de pe monolog, care e o predică, spre dialog și apoi spre cercetare. Să plecăm lunea seara de aici cercetați. Cum altfel să răspundă cel care vine chemării lui Dumnezeu dacă nu-i chemat? Deci, primul punct, urmărirea închinării. Într-al doilea rând, umblarea în rugăciune. A fost poate cel mai, cum a spus și David, a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut, dar uite că se împlinește un an de zile de când îl facem. În fiecare săptămână la ora 6, că e marțea, că e miercurea, ne întâlnim aici. Am avut și replici de genul: ești nebun, nu o să vină nimeni, o să fii singur. Am început cu 5-6 oameni și am ajuns să fim constant cam 30. E o foarte mare încurajare. Se vezi pe tineri care s-au culcat cu 2 ore înainte, că vin la rugăciune și poate că pleacă să se culce înapoi, dar vin și se roagă și ne rugăm cu voce tare și ne rugăm pentru Călin ne-am rugat. Am stat acolo și am simțit și când îl vedeam duminică, știam, măi, noi ne-am rugat pentru el. A creat comunitate. Și într-al treilea rând, pe lângă urmărirea închinării, umblarea în rugăciune, am încercat să creăm ucenicia intențională sau intenționată. Acea mână de oameni, 20 de oameni câți am fost, eu i-am numărat, eu i-am cu listă, fiindcă m-a rugat pentru ei, sunt 20 de oameni cu care ne-am întâlnit joia seara pentru o vreme
Și pentru câteva luni mi-au trimis în fiecare zi ce text citeau din Biblie și ce înțelegeau din el. Încercați să faceți asta în grupul mic. Să te trezești dimineața să ai un cărnaț de WhatsApp messages. Eu am citit asta, am înțeles asta. Eu am citit asta, am înțeles asta. Apoi am citit 3 cărți esențiale pentru creșterea noastră spirituală. Acum suntem în procesul citirii unei cărți de 1200 de pagini. Am slujit împreună, am învățat împreună și cu toții stăm și suntem minunați să vedem ce înseamnă producerea de perle. Fiindcă le vedem. Le vedem și voi le vedeți. Și trăiți rezultatul acelor perle între noi. Rugați-vă pentru aer curat.